1, 2, 3 și... Nu-mi place tu, nu-mi place tu. Muzică și ritm avem 5 și știți de ce. Dacă nu am avut timp să mai facem și restul de repetiții. Din aceste motive, regizorul a luat nota proastă pe care a luat-o. O nouă preselecție a Clubului de Teatru Valaha a avut loc chiar ieri. Astfel, trupa inițială aproape s-a dublat, iar actorii amatori pot aborda acum piese teatrale cu o distribuție mai numeroasă. Preselecția a urmat premierei recente, iar succesul înregistrat de tinerii actori i-a determinat și pe alții să urce pe scenă pentru a-și demonstra calitățile teatrale. O zi foarte importantă pentru noi. Este o nouă preselecție, ne-a mărit trupa. Don Juan a fost un real succes. Nu așteptam chiar atât de mult, mă așteptam un 9, dar se pare că am mers spre 10. Și atunci avem nevoie de noi membri pentru a pune noi spectacole. Noile spectacole sunt deocamdată doar proiecte. Vom stabili în cursul săptămânii viitoare și în funcție de numărul de actori noi care au venit și de potențialul acestora. În cadrul clubului deja se poate vorbi de actori mai experimentați sau cu mai puțină experiență. Rolul primei piese pusă în scenă de către Clubul de Teatru Valaha a avut numai de câștigat de pe urma unui rol deosebit. Rolul lui Don Juan, un rol de mare întindere. Cum a fost? Având în vedere că a fost pentru prima oară când am pus o piesă de teatru în acțiune, a fost destul de greu, emoții, probabil că nu s-au văzut, dar eu am avut foarte mari emoții. Ce să spun, am lucrat toți foarte mult la piesa aceasta, destul de mult timp, ca să spun, și până la urmă a ieșit. Ați văzut și dumneavoastră, dacă v-a plăcut, vă mai așteptăm încă o dată. Avem noi colegi, încercăm să punem două piese de teatru, să lucrăm la ele deodată, să sperăm că va ieși. Deocamdată noi avem cea mai mare experiență și îi învățăm și pe ei. Protagoniștii piesei Don Juan moare ca toți ceilalți vor apărea joi, 7 noiembrie, de la orele 19:45 în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate. Alături de ei va fi regizorul Mihai Răboc și folchistul Tică-Lumânare în cadrul unei emisiuni despre teatru și muzică.